prezentă nu există. Deci, în acest context, l-am informat pe șeful statului și i-am prezentat un document, o declarație privind constituirea majorității parlamentare, unei majorități care, la momentul zilei de astăzi, înglobează 56 de deputați din cei 101 din Parlament. 56 de deputați reprezentând grupul politic a Partidului Democrat, Partidul Liberal, reprezentând grupul celor 14, reprezentând un grup din deputații din fracțiunea Partidului Liberal Democrat. 56 pentru moment, fiindcă există temeiuri serioase pentru mine să susțin astăzi că s-ar putea în ziua de mâine, poimâine, să avem nu 56, dar un număr mai mare de deputați cu o decizie de formare a unei majorități parlamentare absolute.